urma unei discuții purtate ieri dimineață între primarul Constantin Dinul, actualul antrenor al echipei Flacăra Moreni, Marian Vasilache și Gabriel Paraschiv, s-au conturat noile proiecte pentru ocupanta locului 3 în clasamentul Ligii a 4-a. Pentru că este un om cu experiență, am putea spune că din returul actualului campionat, Paraschiv va deține monopolul echipei Flacăra Moreni, urmând să activeze ca antrenor, dar și ca jucător. Și mai mult decât atât, este posibil să primească o funcție și în cadrul administrativ. Este posibil să și joace, este posibil să fie și antrenor. Aș dori să-l introduc și administrativ. Deocamdată am făcut o înțelegere pentru a face un preț comun începând cu 1 ianuarie 2014. Întoarcerea lui Gabriel Paraschiv este privită cu ochi buni și de Marian Vasilache, care are încredere în experiența sa profesională. Am avut o discuție cu jucătorul Gabriel Paraschiv, fostul jucător al Oțelului Galați, care a revenit pe plajurile Moreni, el fiind original din Moreni, după o grămadă de ani de petrecuți la alte grupuri fotbalistice din țară. A avut o performanță deosebită, câștigând campionatul țării, fiind participant și în cupele în Champions League. Este o mare bucurie a suportului Moreni că acest jucător revine pe părurile natale. Primarul municipiului Moreni, Constantin Dinu, crede că odată cu această achiziție, clubul CSM Moreni va face un pas înainte.